Aș vrea să trec la subiectul din seara asta, câtă vreme sunteți încă proaspeți. Știți, dacă răspund la întrebarea asta, mie că vă pierd din subiectul din seara care urmează, din seara asta. Voi începe studiul acesta, mulțumindu-le celor ce sunt împreună cu mine aici, sus. Riscă foarte mult, vă dați seama, ei nu pot nici să ațipească, nu se pot mișca în largul dânșilor, dânșii sunt un fel de. Poftiți? Prizonier, mulțumesc. Vreau să le spun statui de decor, pentru ca să dea decorul frumos. Vă mulțumesc pentru că rezistați la solicitarea asta. Dragii mei, aș vrea să vă spun că Scriptura este o carte care începe și se termină și apoi ia sfârșitul și lunește cu începutul. Adică tot ceea ce face Dumnezeu în Sfânta Scriptură are rost pentru vremea aceea, dar are rost și pentru vremurile care vor veni. Acum să înțelegeți despre ce este vorba. Haideți să începem cu începutul începutului. Raiul, Paradisul, Edenul, cum vreți să-l numiți. Ce era Raiul? Ce era? Mă ajutați? Ce era? Ce știți dumneavoastră că era? O grădină. Bun, o grădină. Ce înseamnă o grădină? Un parc. Era casa lor, corect? Avea ziduri? Nu avea ziduri, dar avea ceva care semăna cu zidurile noastre, că mai târziu am aflat că avea o singură intrare. Și că acolo a fost pus un mesager ceresc ce nu i-a mai lăsat să intre. Bun. Imaginați-vă eu știu o formă oarecare, numită rai sau paradis, cu tot ce poate fi mai frumos, excepțional, pe care Dumnezeu le-a adunat în locul respectiv. Cine era în grădina respectivă? Părinții noștri, Adam și Eva, mai era cineva? Asta este o problemă care vreau să o pun, să o discut cu dumneavoastră. Era acolo casa lor, căminul lor, cu toate acestea, căminul lor avea o oarecare specificitate. În căminul lor, în acea privacy, cum să, spun, cum să zic, în intimitatea lor, mai avea acces cineva. Cine avea acces? Dumnezeu. Dumnezeu. Din cauza aia era rai. Din cauza aia era rai. Dacă n-ar fi fost Dumnezeu care să aibă acces acolo, era o simplă grădină, era casa lor, era ce vreți. Dar pentru că Dumnezeu avea acces acolo, îi se spune până în ziua de azi rai. Foarte interesant un lucru. Omul a putut să stea în rai până într-o zi. După aceea, iertați-mă, n-a fost chiar așa, dar a fost luat de urechi și scos afară. De ce a fost scos afară? De ce și-a pierdut casa? mi ați șoptit așa pe surse, pe aici, pe acolo, n-a ascultat, mai aveți și alte idei. De ce a fost scos afară? Poftiți? s-a întâmplat ceva cu omul. Omul n-a mai fost compatibil cu spațiul respectiv. Între spațiul respectiv, între casa lor și om, a apărut o tensiune. Ce s-a întâmplat cu ființa umană? Hm? Ziceți. Omul și a schimbat, omul și-a schimbat specificul lui. Cum îl numiți? în momentul în care a fost scos de mână afară. Cum îl numiți? Cum era omul în momentul acela? Poftiți? Zice stare. Păcătos. Întrebare care se naște din cealaltă întrebare. Nu era mai bine ca omul să rămână acolo? Păcătos, păcătos, dar să rămână în grădină. Să rămână în rai, nu era mai bine. Nu v-ar place mai bine? Deci încă o dată. Păcătos, păcătos, dar în rai. Nu vi-ar place mai bine? Vi-ar place? E interesant când Dumnezeu zice cea mai ciudată situație, zice Dumnezeu, ar fi ca omul să mănânce cumva din pomul vieții, să trăiască veșnic și să rămână în rai. Spune Dumnezeu că asta ar fi cea mai ciudată situație. Nu o spune direct, dar așa o înțeleg eu când citesc textul biblic nu cumva să mănânce din pom, să trăiască veșnic. Hai să -l... De ce ar fi fost teribil ca omul să rămână acolo în rai, în condițiile păcatului? Din ce cauză? Ce părere aveți? Hm? Da, într-adevăr, era pomul vieții acolo, dar de ce era rău ca omul să trăiască în condițiile Pauziți, în condițiile raiului? Cinstit. Am întâlnit o sumedenie de prieteni ai mei care ar fi dorit să rămână în rai. Și reproșează. De ce a fost Dumnezeu așa de răut fiind ascuns de acolo? Că ne putea lăsa. Ne putea lăsa în rai. Ne putea lăsa? Ne putea. Putea să o facă. De ce n-a făcut-o? Nu mai era un Dumnezeu al dreptății. Vreau să vă întreb, din punctul nostru de vedere, ne-am fi simțit bine? Din punctul meu, din punctul tău de vedere, ai fi fost fericit? E ca la biserică, nu toată, nu toată lumea se bucură când vine la biserică. Și pe unii dacă îi aduci la biserică așa, în mod forțat, e cea mai greană pastă pe capul lor. Cum ar fi fost să duci un om obligatoriu în rai? Când el nu-i dă rai. Nu e de felul ăsta de a fi. El are altceva în minte, el are altceva în mădulare, el are altceva în reflexul lui, el are altceva. Dumnezeu a știut că viața sfântă sau sfințenia ar putea să fie o mare problemă pentru noi ca oameni. Și în ciuda faptului că sfințenia este modul său de a fi, n-a vrut să ne, iertați-mă, dar să ne bage pe gât modul său de a fi nouă. Și a zis, dacă nu vă place să trăiți ca mine, trăiți dar nu în rai, nu în Eden. Și așa viața noastră a început să fie pe din afara Edenului, la est, la vest de Eden, dar nu în Eden. În momentele care urmează, problema care o pun înaintea dumneavoastră este următoare. Ce poate face Dumnezeu ca să aducă omul înapoi în Eden? Ce poate face Dumnezeu să ia omul care și-a stabilit centrul lui de existență în afara Edenului și să-l aducă din nou în Eden? Pentru că cerul până la urmă... Este un fel de rai, nu? Dumnezeu spune: Voi veni și vă voi lua cu mine. Și e un fel de rai. Vă rog să observați: prima observație a lui Dumnezeu a fost: omul în rai e o problemă. Sau devine o problemă. Deci, omul în rai devine o problemă. Da, omul în cer. Ce ziceți? Da omul în cer. Nu devine o problemă. Imaginați-vă că Valentin, care acum e înaintea dumneavoastră, ar fi luat și dus undeva în zona perfectă a acestui univers. Care ar fi prima problemă cu care s-ar confrunta? Valentin și cu care s-ar confrunta ceilalți. Prima problemă. Vă imaginați sau nu? Adaptarea, zice Dânsa. Mă, co corect. Eu sunt neadaptat la univers. Ce înseamnă neadaptat la condițiile universului? Înseamnă că eu sunt într-un sat de mincinoși, iertați-mă, nu cred mai nimic din ceea ce îmi spune lumea pe aici prin jurul meu și dintr-o dată sunt luat și dus acolo. Spuneți-mi cum mă comport. Cum mă comport? Ca într-un sat cu mincinoși. Nu. Dumnezeu a schimbat pentru mine satul, dar nu m-am schimbat eu. Mi se spune că marele privilegiu al ființei Cerești este să asculte de Dumnezeu. Spuneți în primul reflex pe care l-am eu ca ființă pământeană. Care e primul reflex? Poftim? Să ascult. Eu înțeleg libertatea, cerul și uh, lucrul frumos dacă îmi dai voie să fac ce vreau eu, să ascult. N-ar fi problema asta o problemă pentru Univers? Că a mai fost unul cu mintea asta. Cum se-a numit? Lucifer. Lucifer sau Satan. A mai fost unul care exact așa a gândit și a zis eu vreau să fac ce vreau eu. Și a început război în cer. Dragii mei, Ființa umană reprezintă o problemă pentru Univers. Mântuirea omului și aducerea Lui din zona aceasta terestră în zona divină reprezintă o problemă. Deseori, pentru că noi nu înțelegem lucrul ăsta, luăm lucrurile lui Dumnezeu foarte ușor. Și spunem așa, da să ne mântuie Dumnezeu odată, lasă că ne mântuie pe fiecare cum suntem. Mă opresc aici, și aș vrea să vă spun mântuirea. Reprezintă rezolvarea unor probleme vitale, fundamentale, pe care Dumnezeu trebuie să le depășească prin ispășire, răscumpărare și mântuire. În seara asta vreau să vă introduc în povestea asta, care nu e o poveste, ci este o mare provocare. Vreau să vă introduc în problema lui Dumnezeu. Problema lui Dumnezeu cu mine. Suntem extrem de simpliști atunci când credem că omul poate să fie mutat de aici, în prezența lui Dumnezeu, și că totul este în regulă. Suntem extrem de simpliști. Și Dumnezeu ne avertizează și ne spune, aveți grijă, lucrurile nu stau așa. Omului sau omul nu trebuie să se mute doar din satul lui, trebuie să se schimbe și el. Și dacă nu se schimbă el, nu poate fi mutat. Rețineți, dacă nu se schimbă omul, nu poate fi mutat. Haideți să vedem despre ce este vorba. Media, vă mulțumesc mult. Citiți împreună cu mine aceste gânduri din Scriptură sunt luate din cartea lui Daniel, capitolul 7, versetele 9-10. Mi-aș fi dorit ca toți musafirii să aibă o scriptură și să verifice ei dacă lucrurile astea sunt așa sau nu, dar poate că pe viitor, la intrare, o să vă putem oferi o Biblie. Deocamdată le avem tot aici, în stânga. Mă uitam la aceste lucruri, spune profetul Daniel, până când s-au așezat în niște scaune de domnie, și un îmbătrânit de zile așezut jos. Haina lui era albă ca zăpada, părul capului lui era ca niște lână curată, scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc, roțile lui ca un foc aprins. Despre ce e vorba? Despre ce e vorba? Ce vede aici Daniel? Ajutați-mă! Tronul lui Dumnezeu. Da? Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii de slujitori îi slujeau și zece mii de ori zece mii stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata, s-au deschis cărțile. Unde suntem? Înaintea scaunului de al lui Dumnezeu, Dumnezeu Tatăl, se deschid cărțile și are loc o judecată. M-am uitat în timpul vedenilor mele și iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului, a înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. Ce e aici? Poftiți? Despre ce e vorba aici? Vă rog să observați Că înaintea Tatălui, înaintea Tronului Ceresc, este adus pentru prima dată cineva ca un fiu al omului. Este mesagerul ființelor umane, este un mesager terestru pe care noi îl avem aici și care vine înaintea Tatălui. Nu vreau să intru în detalii. Aș vrea să vă întreb. Sunteți de acord cu mine că pentru prima dată de la căderea în păcat asistăm la o întâlnire a omului cu Dumnezeu? Sunteți de acord? Vreau să observați cum în mod profetic momentul acesta este observat ca fiind un moment extrem de important în istoria, în ce istorie? În istoria universală. Lucrul ăsta se întâmplă la nivel cosmic. Nu se întâmplă undeva pe aici, într-un colț de pământ. Nu, omul nu este important câtă vreme el se raportează la istoria pământului. Oricâte titluri ai avut, oricâte bătălie ai obținut, oricât de mare comandant de oște ai fost sau politician, nu, nu reprezintă nimic dacă te raportezi la istoria acestei lumi. Omul începe să devină cu adevărat ce trebuie să fie el în momentul în care este adus înaintea celui îmbătrânit de zile. Atunci omul începe să devină important. I s-a dat stăpânire slabă, putere împărătească ca să-i slujească toate popoarele neamurile, oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică, nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Daniel 7 cu 14. Și acum probabil că este timpul să amintim în foarte scurt cine este cel ca un fiu al omului. Cine este? Omul Dumnezeu Isus Hristos. În momentul în care El, după înălțare, este încoronat înaintea cerului, după aceea, momentele acestea vorbesc despre rolul pe care îl are El ca reprezentant al neamului omenesc înaintea tronului de guvernare al Universului întreg. Probabil că în Isus Hristos. Ar trebui să observăm foarte limpede destinul nostru. Destinul nostru. Acest tablou vă rog să-l păstrați în memorie. Un fiu al omului înaintea lui Dumnezeu Tatăl în timpul judecății. Acum trecem la un alt capitol. Dacă cineva ar trebui să creeze pe pământul acesta un spațiu sacru sau sfânt, cum ar putea să facă sau ce ar trebui să facă? Știți, la un moment dat, în cartea Exodului, Dumnezeu îi spune lui Moise și îi zice să-mi faceți un loc sfânt. Și dacă voi îmi faceți un loc sfânt, eu voi locui în mijlocul vostru. Este cea mai mare făgăduință pe care Dumnezeu a făcut-o omului. Eu voi locui cu voi. Cum, Doamne, cu mine? Că mai scos afară din grădină. Mai scos afară din grădină. Eu acolo mă întâlneam cu tine, în grădina Edenului și stăteam de vorbă dimineața, seara și era perfect. Mai scos afară din grădină și am înțeles prin faptul că mai scos afară din grădină că nu ne mai putem întâlni. Și Iisus Hristos spune, nu, nu, eu voi merge cu tine eu voi păși cu tine în afara grădinii și dacă tu vei fi acolo ca fiind împovorat de păcat și oarecum sub stresul acesta al vinovăției, eu voi fi cu tine. Atât de puternic este dorința lui Dumnezeu să fie cu noi, încât la un moment dat Domnul Iisus Hristos, când s-a născut în grădina Edenului, s-a numit cum s-a numit? Emanuel, care tâlmăcit înseamnă Dumnezeu cu noi. În grădina, iertați-mă, în, în, în Betleem, s-a împlinit cu adevărat visul lui Dumnezeu de a fi cu mine și cu tine. Atât de mult dorește Dumnezeu să fie cu mine, cu tine, încât a intrat în carnea noastră, în oasele noastre. Asta ar fi trebuit să fie de la început realitatea noastră natura lui Dumnezeu împodobea întotdeauna ființa umană în rai. Când omul a fost scos afară din rai, s-a produs cea mai puternică ruptură, schizofrenie a ființei. Omul fără Dumnezeu este ca o ființă ruptă, nici nu știu dacă aș putea spune că e pe jumătate. Pot să spun doar că e ruptă. Atâta tot. Când Isus Hristos a revenit și când s-a rostit acel Emanuel, Dumnezeu a vorbit de refacerea omului. Da, mă întorc. Problema era, dacă îmi faceți un loc sfânt, eu voi locui cu voi numai faceți-mi un loc sfânt e, faceți dumneavoastră un loc sfânt dacă puteți puteți? puteți? Dumnezeu a zis uite, alegeți un teren și au făcut o îngrădire așa, un gard ca grădina Edenului era sfânt era sfânt? Dacă a făcut un gard, a devenit sfânt locul? Că și dumneavoastră aveți o sumedenie de garduri. Se sfințește ceva? Nu se sfințește. Cum faci ca locul să devină sfânt? Poftiți? Dați-mi voie să devin ortodox pentru, creștin ortodox pentru 30 de secunde. Știți cum se face în credința ortodoxă ca un loc să devină sfânt? Poftiți? Nu. Este obligatoriu ca în locul acela sfânt să fie pus o relicvă. La mănăstirea Tismana este degetul Sfântului Nicodem. Dumneavoastră, pe aici, pe undeva, aveți moaștele. Da? Ce puneți acolo ca să fie sfânt? Cineva îmi tot spune aici prezența lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, dar cum vine prezența lui Dumnezeu aici? Unii au zis că dacă pui, încă o dată, dacă pui moaștele, vine și prezența lui Dumnezeu. Așa s-a crezut. Așa s-a zis. Vine sau nu vine dacă aduc moaștele? E o problemă. Moise a făcut ce a zis Dumnezeu și apoi Dumnezeu l-a chemat pe munte. Și ce i-a dat pe munte? Două table de piatră scrise cu degetul său cu marile principii ale războiului cosmic. Vă aduceți aminte, am vorbit că războiul cosmic are principiile acestea din cele 10 porunci. Vă amintiți? Acum câteva serii în urmă. Adică, dragii mei, când Dumnezeu i-a spus lui Moise porunca simplă să nu ucizi, a fost porunca dată de Dumnezeu, în primul rând cui? lui Satan, care era cel din tui ucigași, lui a spus Dumnezeu să nu cuva să-mi ucizi oamenii mei. Și porunca a fost dată lui, în primul rând. Când noi am început să semănăm cu el, atunci porunca a trecut și asupra noastră. Și nouă ne-a spus Dumnezeu să nu ucizi. Și toți prietenii mei spun, dar eu n-am dat în cap la nimeni. Și eu am prieteni buni care n-au dat în cap la nimeni, e adevărat. Dar Dumnezeu zice: o, ori de câte ori ai spus cuiva prostule sau nebunule, ai făcut treaba asta. De acolo începe tot. De acolo. Și Dumnezeu merge mai departe și spune. Dacă când te ucizi pe tine însuți, cum e? Se spune că fiecare, fiecare țigară e un fel de cui în coșciug. Îți mai bați unul, îți mai bați unul. De ce faci lucrul ăsta? Și asta este cu porunca să nu ucizi. Cu porunca să nu furi, e la fel. Cu porunca să nu minți, e la fel. Nu minți, Valentine. E adevărat că Porunca se referă la mine în momentul în care eu seamăn cu cel din tâi mincinos. Că porunca i-a fost adresată lui. Când eu am început să semăn cu întâiul mincinos, adică cu Satan, în momentul acela porunca mi s-a adresat și mie. Și pentru că semănăm foarte mult cu acest mare, genial prinț al răului. Din cauza asta, poruncile mi se adresat și nouă. Dar în orice caz, repet, când Dumnezeu a scris voința sa în 10 cuvinte pe două table de piatră, i-a dat lui Moise în mână. Imaginați-vă, vă voi pune câteva întrebări băbești aproape. Imaginați-vă că vă, întâlniți cu Moise cu cele două table de piatră în mână și îl întrebați. Ei, Moise, unde te duci cu tablele astea? În tabără. Și ce faci cu ele? Unde le pui? Le pui la tine în cort? Vreau să vă întreb. Își aveau locul la el în cort? Nu. Dar unde le pui? Dragii mei, a fost darul lui Dumnezeu pentru Moise ca locul respectiv să devină sfânt. Fără legea lui Dumnezeu, locul acela n-ar fi devenit sfânt niciodată. De ce? Simplu. Știm că tot ce spune legea spune celor ce sunt sub lege pentru ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Deoarece prin lege vine cunoștința de plină a Păcatului. Deci, în momentul în care Dumnezeu a dat legea lui Moise, în momentul acela a fost pusă în tabără, și din momentul acela, oricine, datorită legii, trebuia să știe ce este păcatul. Și pentru că fiecare știa ce este păcatul, fiecare își dădea seama că este un păcătos. Și dacă știa că este un păcătos, atunci ce? Ce se întâmpla? Știa că nu poate intra înapoi în grădină. Eu sunt păcătos. Nu pot să intru acolo. Și din cauza aceea, Moise a închis îngrăditura respectivă cu o poartă. Nimeni nu putea intra acolo. Și din momentul acela, poarta închisă a reprezentat marea provocare a ființei umane. Omul păcătos n-avea voie să intre. Cum putea să intre? Ce șansă avea să intre? Înțelegeți? Asistăm acolo cu un punct interzis care marchează ființa umană definitiv. Îți este interzis Raiul, îți este interzis Paradisul, Edenul, îți este interzis Dumnezeu. E cea mai grea problemă. Spuneam anterior, datorită faptului că omul este păcătos, omul este o problemă. Problema omului este că el nu poate intra înaintea lui Dumnezeu. Acolo este prezența divină. Și omul nu poate pătrunde acolo, datorită incompatibilității. Dacă ar fi intrat, Sfânta Scriptură spune, Dumnezeu este un foc mistuitor. Incompatibilitatea însemnea moarte. Legea lui Dumnezeu condamnă pe om la moarte. Dar plata păcatului este moartea. Citat din Sfânta Scriptură. Plata păcatului este moartea. Deci omul nu poate intra. Cu toate acestea, omul trebuie să pătrundă acolo pentru că singura lui șansă este să se întâlnească cu Dumnezeu. Acum, noi n-am avut timp să vorbim despre lucrul acesta, dar dacă cumva citiți cartea lui Iov, Veți vedea că Iov este omul în care, în prima carte scrisă a scripturii, el spune că cel mai important lucru pentru un om, pentru o ființă umană, este să stea de vorbă cu Dumnezeu. Iov, teoretic, mai avea câteva zile de trăit. Suferea de o boală terminală, viața lui se număra în zile și în momentul acela, știți, se întâmplă în viața omului că omul și cam curăță viața de pretenții. Adică mai ai patru zile de trăit și mai ai patru milioane de dolari în bancă. Te ajută cu ceva? Ai o casă cu 13 camere, te ajută cu ceva? Te așteaptă la poartă două... Mercedesuri. Sau ce vreți dumneavoastră? Te ajută cu ceva? Când mai ai trei zile, ce contează? Spuneți-mi ce contează. Și eu spune, ceea ce contează este să stau de vorbă cu Dumnezeu, să pătrund acolo. Asta este marea lecție. Noi nu vom înțelege lucrul acesta și ar fi păcat să ajungem să mai avem trei zile și să ne zbatem atunci să intrăm înaintea lui Dumnezeu. Ar fi mare păcat, ar fi total neînțelept din partea noastră. Acum suntem chemați în această perspectivă. Și vreau să te întreb, vrei să intri? Te interesează? Omul trebuie să ajungă acolo. Acolo este tronul lui Dumnezeu. Acolo este prezența lui Dumnezeu. Și Pavel zice în Roman 7 cu 24 O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbrăvi de acest trup de moarte? Adică el spune, domnule, nu pot să intru. Ce mă fac? Și acum vreau să vă spun o scurtă istorie. Mântuitorul, copilul Iisus, avea 12 ani. Până la vârsta de 12 ani, Copilul evreu era crescut de mama. Mama îl învăța să citească, mama îl învăța să scrie, mama îl învăța regulile casei, respectul, cei șapte ani de acasă și așa mai departe. Când ajungea la 12 ani, însă, intervenea tatăl. Și tatăl lua copilul și îl scotea afară. Îl scotea în societate. Îl învăța cum să se poarte față de semeni, regulile satului, regulile națiunii. Și prima lui experiență fundamentală era că tatăl îl ducea la Templu. Îl ducea la Templu. Toți copiii, la 12 ani, se duceau acolo. Era experiența vieții lor. Nu mai văzuseră așa ceva. Erau uluiți de măreția templului, de zidurile albe, de marmură, de aurul care era acolo, de îmbrăcămintea preoțească, de ritualuri, de tot ceea ce se întâmplă acolo. Mântuitorul are aceeași experiență ca orice copil de 12 ani. Spre deosebire însă de orice copil de 12 ani, el nu mai pleacă de acolo. Și părinții care erau obișnuiți cu el că este foarte cu minte și că întotdeauna se ține de poala mamei, nu s-au îngrijit de el, au zis, el are grijă să nu se depărteze de noi. Și la un moment dat l-au pierdut. După trei zile de căutare, îl găsesc în templu. Și aici este problema. Îl încearcă să-l ia puțin de urechi și spun, de ce te-ai purtat așa cu noi? Te căutăm de trei zile. Se întâmplă ceva în viața lui Isus. Acolo, la Templu, se realizează un clic, se mișcă un buton în viața Domnului Isus Hristos. Ca niciodată înainte, copilul Isus, care de altfel era foarte supus, se uită la mama și la tatăl său și spune: Nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? De unde această nouă identitate? De unde această nouă turnură? Citind o carte inspirată în legătură cu aceasta, am rămas surprins de următorul lucru și anume scria acolo Iisus Hristos a reușit să-și găsească identitatea sa în slujba care avea loc acolo. Ce era Templu? Templu era acea grădină, ce să spun, împrejmuită de Moise, de la început, în care pusese legea acolo în care adăpostise legea lui Dumnezeu și tronul lui Dumnezeu într-un cort la început, apoi într-un templu de piatră, în care exista locul preasfânt, apoi locul sfânt, apoi curtea. Era acolo ritualul sau slujirea sângelui pe care o făcea marele preot și preotul în general. Spectacolul acesta era extraordinar. Aceasta îl fascinase pe Domnul Isus Hristos. Haideți să vedem puțin ce s-a întâmplat acolo. Calea sângelui. V-am spus că îngrăditura respectivă a fost închisă perfect cu o poartă. Nimeni nu putea intra acolo. Dacă dădeai poarta la o parte, ce găseai? Primul lucru care îți izbea privirile când se deschidea poarta, era un altar imens de jertfă. Iar altarul respectiv îți cerea neapărat ca să nu intri în locul sacru fără sânge. Și asta era regula numărul 1. Omul nu poate intra într-un spațiu sacru sau sfânt decât cu sânge. Sângele lui De gândit aici. De gândit aici. Auziți? fără vărsare de sânge nu există iertare. Noi zicem că iertare e un lucru foarte simplu, cum ne iertăm noi copiii. A spart un geam, lasă tată că nu e nimic. Și nu contează. A furat un măr, lasă mamă că nu e nimic. Și nu contează. Uitați-vă bine. La nivel universal, la nivelul lui Dumnezeu nu există păcat care să fie iertat fără sânge. Asta e deosebire între iertarea noastră și iertarea lui. Nu luați lucrurile ușor. Asta e deosebire. Deci primul lucru care îl vede omul este altarul acesta și prima lecție pe care o învață este e nevoie de sânge. Vă rog să observați, când se intră pe partea aceea, primul element cu care se întâlnește este acel altar pe care îl aveți acolo. Este primul obstacol, primul pol. Și al doilea este undeva acolo. Observați, sunt două locuri de unde se înalță un nor de fum. La intrare și acolo înăuntru. Acolo este legea, este tronul lui Dumnezeu și locul preasfânt. Sunt două puncte. Sunt cele, cei doi poli fundamentali ai altarului. Aici, la primul element, se cere sânge, iar acolo este Dumnezeu care așteaptă să se întâlnească cu păcătosul. Dacă păcătosul aduce aici sânge și de obicei aducea sânge de animal, îl punea acolo, îl jerfea și așa mai departe, marea problemă este că el a adus o jertfă, dar vă rog să-mi spuneți cine ia jertfa de aici, de pe altarul ăsta și o duce acolo unde de fapt ar trebui să se întâlnească cu Dumnezeu. Cine o duce? Se numește slujirea sângelui sau drumul sângelui, acea via dolorosa în care sângele este luat de la victimă și dus către Dumnezeu. Cine îl duce? Vă rog să observați: ființa umană nu poate să-l ducă. Ființa umană ajungea până la altarul respectiv, se întorcea înapoi. Nu avea drept să treacă mai departe. Altcineva trebuie să se ocupe cu treaba asta. Cine se ocupa? Noi avem și aici probleme. Noi ne imaginăm că oamenii noștri pot să ducă sângele și îi delegăm pe Sfântul Petru, Sfântul Pavel, toți sfinții pe care îi avem noi și zicem, lasă că vor ajunge ei la Dumnezeu. Dar vă rog să observați un lucru. Ființa umană nu poate să ajungă acolo. Marea lecție a spațiului sacru și a sanctuarului este că nu e niciun om care să ajungă acolo. Și atunci, care i soluția? care i soluția? Trebuia să iasă cineva de la Dumnezeu și să ajungă în coace la omul care aducea jertfa. Cu alte cuvinte, trebuia să iasă ceva, cineva din interiorul sanctuarului, din interiorul cortului și să vină aici. Era o mare lecție. Dacă nu ieșea cineva de acolo ca să preia sângele și jertfa, omul respectiv era blocat în locul respectiv și acolo rămânea. Vă rog să observați, este un lanț de evenimente pe care Dumnezeu le-a construit pentru ca mântuirea să poată să aibă loc. Și mântuirea este momentul în care omul pătrunde înaintea lui Dumnezeu. Cine este cel care face lucrul acesta? Dumneavoastră a spus, iată-l aici, Evrei capitolul 8, 1 și 2. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot, care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri. Vă amintiți, vă amintiți de momentul acela când un om a fost adus înaintea tatălui? Vă amintiți? Primul verset care l-am citit. Iată-l aici. Avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al mării în ceruri ca slujitor al locului preasfânt, al adevăratului cort care a fost ridicat nu de un om, ci de Dumnezeu. Și dintr-o dată am un mare preot care se află unde? La Tatăl. Și de la Tatăl vine acest mare preot spre mine pentru că se numește Isus Hristos. El care este și om și Dumnezeu și care se află la mijloc între om și Dumnezeu, că de aia se numește mijlocii torp, că este la mijloc. Nimeni dintre oameni nu poate să ajungă acolo. Din partea lui Dumnezeu a venit Isus Hristos și a făcut slujba aceasta de legătură între om și Dumnezeu. Din cauza asta este un singur mare preot. Este o singură șansă. Nu sunt două nu sunt trei, nu sunt șapte. Una. Aș vrea să rămâneți aici puțin. Marele preot lua sângele într-un vas. Mergea cu el în curte, se spăla pe mâini și pe picioare intra în prima încăpere, în sfânta. În stânga era sfeșnicul cu șapte brațe, îl vedeți acolo. În dreapta era masa cu pâinile pentru punerea înainte, care rămâneau acolo în continuu. În față era altarul tămâierii. Vă rog să observați, în curte era un altar, acela primul pe care se aducea jerfa, și aici era al doilea altar, în interior, pe acesta se aducea tămâie. Marele preot avea în mână sângele, pășea înainte, trecea dincolo, stropea pe altar și apoi trecea dincolo de altar, față în față cu cei acolo. Acolo este mobilierul care conținea legea lui Dumnezeu, aceea pe care o luase Moise și pe care o pusese acolo. Vă rog să observați, legea este jos, cele două table de piatră, deasupra este un capac care poartă coroană ca în regale, simbolul majestății lui Dumnezeu. El poartă numele de tron al Harului sau Hilasterion, capacul ispășirii. Pe capacul ispășirii se află doi heruvimi cu fața întoarsă în jos, căutând spre legea și spre majestatea lui Dumnezeu. Între cei doi heruvim se află o lumină azurie ciudată, numită de evrei în tradiția lor Shechina, care reprezenta slava sau prezența lui Dumnezeu. Se presupunea, se credea, se știa că acel capac este tronul lui Dumnezeu, simbolic, în simbol. Marele preot venea cu sângele. Și apoi făcea un lucru. Lua sângele acela pe care îl luase de la, de la, mine, de la păcătosul care jerfise mielul. Lua sângele acela, înmuia din belșug un mănung de isop și arunca cu sângele spre unde? Arunca cu sângele exact spre șechina, acolo unde era Prezența lui Dumnezeu. În mod normal, traiectoria sângelui trebuia să vină și să-l lovească pe Dumnezeu unde? Exact în față. Iar sângele era simbolul mizeriei mele, al păcatului meu. Întreaga această ceremonie nu făcea altceva decât arăta oamenilor că păcatul meu îl lovește în față pe cine? Pe Dumnezeu. Păcatul meu s-ar putea să fi fost împotriva unui om împotriva altuia, dar în simbolul sanctuarului păcatul meu era o aruncare a întregii mele mizerii în fața lui Dumnezeu. Și când, când picăturile alea de sânge se înălțau în aer, îndreptate spre locul acela pentru a-L compromite pe Dumnezeu, în momentul acela de sus, Cădea o perdea. Se interpunea între tronul lui Dumnezeu și între sângele aruncat. Și sângele cădea pe perdea, salvând în felul acesta tronul lui Dumnezeu. Știți cum se numea perdea? trupul lui Isus Hristos. O spune asta Sfântul Apostol Pavel. Era trupul lui Isus. Trupul lui Isus Hristos care se interpunea în acțiunea asta ostilă a păcatului împotriva lui Dumnezeu. Din cauza asta, dragii mei, preotul stătea în continuu în fața perdelei și nu putea să treacă dincolo, nu putea să treacă. Un an întreg stătea în fața perdelei. Un an întreg, trupul lui Isus Hristos îl ținea în afară. Ar fi dorit să se întâlnească cu Dumnezeu. Și nu putea să se întâlnească cu Dumnezeu pentru că prezența păcatului în viața păcătosului îl ținea întotdeauna în afară. Lecții extraordinare se nasc de aici mai puternice decât coloana recunoștinței fără de sfârșit, mai puternice decât masa tăcerii, sunt aceste lecții pe care le învățăm în legătură cu problema pe care Dumnezeu o are cu noi și problema pe care noi o avem cu Dumnezeu. Nu-i simplu. În Evrei, capitolul 12, citim Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, existați, mai și 6 cu 20. Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător. Ce înseamnă înainte mergător? Îl vedeți de ce Domnul Iisus Hristos este văzut la un moment dat ca venind înaintea Tatălui? Este înainte mergătorul nostru, cum este și mijlocitorul nostru și reprezentantul nostru. El este înainte mergătorul nostru. Vă rog să spuneți unde a mers, unde este, ce face, El a intrat cu sângele său înaintea Tatălui. Iar sângele său împoartă păcatele mele, problemele mele, acolo. Ca înainte mergător când a fost făcut mare preot în veac. Dragii mei, să nu rivalizăm cu Iisus Hristos. Oricât de bun ne-ar fi preoții, oricât de serioși ar fi, oricât de străluciți ar fi, să nu rivalizăm cu Isus Hristos. Mulți dintre noi au probleme cu un anumit aspect și anume, da, nici Fecioara Maria, că e mama lui Isus Hristos. Dragii mei, toată cinstea Fecioarei Maria a fost o credincioasă excepțională. Sper din suflet să fiu un cer și să o văd acolo mântuită. Dar aici ajutați-mă să înțeleg. Mântuită de cine? Singura problemă pe care noi o avem este că încurcăm rolurile. Maria e sfântă, numai că Scriptura nu spune că ea mijlocește și spune că mijlocitor este Isus Hristos. Nu, scriptura nu spune că Maria e mare preot. Nu spune. Ce să fac eu? Dacă nu scrie, nu scrie. Scrie că mare preot este Isus Hristos. Auziți, voi v-ați apropiat de Isus, mijlocitorul legământului. Cine stă la mijloc? Între mine și Dumnezeu. Cine e mijlocitor? mijlocitorul legământului celui nou, de sângele stropirii care vorbește. Auziți, vorbește. E posibil, dragii mei, ca omul să se întâlnească cu Dumnezeu și Dumnezeu să se întâlnească cu omul? Asta este marea temă a sanctuarului Israelit. Marea temă. E posibil să se întâlnească cu Dumnezeu ființa umană. Repet același verset. Profetul Daniel spune, m-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului, a înaintat spre cel îmbătrânit de zile, a fost adus înaintea lui și iată-l pe Iisus Hristos în calitate de mare preot, în calitate de mijlocitor, cum se întâlnește cu tatăl, în calitate de reprezentant al meu. Oameni buni. Am fost mutați de aici acolo. Am fost luați de aici și duși acolo. Prin cine? Prin înainte mergătorul nostru. Aduceți-vă aminte de, de acea formulă. Înainte mergătorul. L-am trimis pe el și i s-a dat stăpânire, slavă, putere împărătească ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică, nu va trece nici de cum, împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Auziți? Cel ce ne reprezintă e împărat, e rege, are putere extraordinară, stă la dreapta tatălui, este una cu tatăl. Ce ne mai trebuie? Este o asigurare extraordinară pe care Dumnezeu ne-o dă în Domnul Isus Hristos. Credeți că omul poate să fie dus în rai din nou? Credeți că poate fi dus în rai? Calea e făcută. Calea e sigură. Mai trebuie ca omul să-și ajusteze viața cu ceea ce definește sfințenia lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte care este elementul care a făcut dintr-o curte oarecare un loc sfânt? Vă amintiți? Legea. Te vei întâlni cu legea lui Dumnezeu. Te vei întâlni cu legea. Sângele lui Isus Hristos te va lua, te va curăți, te va pregăti, te va duce înaintea Tatălui. Dar acolo când te vei întâlni cu Tatăl, acolo te vei întâlni cu legea. Isus Hristos și legea conlucrează. Nu știu dacă am putea înțelege lucrul acesta. Auziți! În chivot, în lada aceea din Sfânta Sfintelor, în chivot, nu erau decât două table de piatră pe care le-a pus Moise în el la Horeb, când a făcut Domnul legământ cu copiii lui Israel. Care erau cele două table de piatră? Cele zece porunci. Nu cred că avem probleme să înțelegem cele zece porunci, cred că avem probleme să înțelegem Horebul, de asta eu l-am și subliniat. Unde au fost date cele zece porunci? Poftiți? La sinai sau la horeb? La sinai sau la horeb. E tot totuna. Sinaiul e totuna cu horebul. Implicația simplă. Exodul 17. Spune că pe horeb, exact acolo unde a fost dată și legea, a fost lovită și stânga horebului. Și a țâșnit apă din ea. Iar stânca Horebului care a fost lovită era simbolul lui Isus Hristos. Stânca de pe care s-a dat legea este stânca care a fost lovită. Stânca de care s-a dat legea este stânca ce a dat apă. Crucea și legea sunt împreună din punct de vedere al simbolisticii. Auziți ce scrie în 1 Corinteni 10? Toți au băut aceeași băutură duhovnicească pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească și stânca ce era Isus Hristos. Deci la Horeb stânca lovită este Isus Hristos, stânca ce a dat legea este Isus Hristos. Dragii mei, caracterul lui Isus Hristos, marele mijlocitor și marele preot, cere din partea mea, din partea ta, pocăință. Care este elementul care condiționează pocăința? Legea lui Dumnezeu. Nu te pocăiești după ureche. Iartă-mă. Nu te pocăiești după ureche. Nu te pocăiești după cum vrei tu, după propria ta imaginație. Te pocăiești după legea lui Dumnezeu. Te mântuie harul lui Isus Hristos, dar te pocăiești după lege. Te mântuie sângele lui Isus Hristos, dar te pocăiești după lege. Isus Hristos, până la urmă, este peste tot și în lege și la cruce. Cine nu înțelege lucrurile astea, vom mai putea sta de vorbă. Acum încheiem cu câteva texte, trei texte fundamentale care ar trebui să bată în cuie înțelegerea noastră în această seară. 1. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Fapte 4 cu 12 se referă la Domnul Isus Hristos. E clar? E clar. Doi. Întâi, Timotei 2 cu 5. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Isus Hristos. E clar? Nu aud. E clar. Deci, mântuirea este în Isus Hristos, mijlocirea este în în Iisus Hristos. Evrei 8 cu 1. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că Iisus Hristos este mare preot. Nu avem nimic mai mult decât Iisus Hristos. Nu avem nimic mai mult. Și pocăința noastră și mântuirea noastră ține de El. De Harul Lui, și de lucrarea care o are de făcut în noi. Dragii mei, mă opresc aici. Am mers în pași mici, în dorința de a lămuri niște lucruri. Poate că s-au lămurit, poate că nu. Dacă nu s-au lămurit, scrieți întrebări. Și spuneți, eu n-am înțeles. Eu nu sunt de acord. Eu văd lucrurile altfel. Până atunci, vă invit la rugăciune. Îți mulțumim, Tată, pentru că ne-ai vorbit uneori ca unor copii, în simboluri, în reprezentări, în figuri de stil, doar, doar vom înțelege. Îți mulțumim, Părinte, că suntem aici înaintea Harului Tău și își cerem, Doamne, favoarea de a ne învăța, de a ne conduce, și de a ne binecuvânta. Îți mulțumim pentru mijlocirea ta. Îți mulțumim pentru că ne reprezinți înaintea Tatălui. Îți mulțumim pentru că toată puterea ți-a fost dată în ceruri și pe pământ și folosești această putere pentru a salva pe oricine crede în tine și se pocăiește după cum tu ai poruncit. Suntem aici, nu doar pentru a vorbi, ci suntem aici pentru a dori să ne schimbăm viața pentru a te lăsa pe tine să poruncești, iar noi să împlinim porunca ta din dragoste și din bucurie. Fă lucrul ăsta pentru fiecare dintre noi. Te-am rugat în numele Domnului Isus. Amin.